Salutare tuturor, aici este Bobo Spider și bine ați revenit la un nou video. Oameni buni, suntem aici cu Mirror's Edge Catalyst. Așa cum v-am promis în ultimul video de Mirror's Edge simplu, că o să facem și Catalyst, să vedem așa care este treaba și cu acesta. Și sincer să fiu, am rămas plăcut surprins să văd că jocul ăsta este făcut cu Frostbite. Adică, din ce știu eu, a apărut în perioada asta cu BF4, BF3, BF Hardline, cred că și Frostbite era destul de forță pe atunci. Și acum este un engine destul de mișto, dar că nu mai e așa de grozav cum era pe vremuri. Și am deschis jocul și am dat așa un pic cu play să văd cum se prezintă și da, arată destul de șmecher. Așa că noi o să dăm un new game aici așa, voi o să dați un new like la acest video și să vedem cu ce se mănâncă acest Mirror's Edge Catalyst, care am înțeles eu că nu e așa de grozav pe partea de story, dar ca și joc e ceva mult mai făinuț decât primul Mirror's Edge. Într-un oraș de sticlă, conglomerat cu reguli supreme sau ce? Nu știu. Bla 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 bla, cetățeni așa, făcut sclav, ne-am prins, trași într-o mare cursă pentru bani. Dar unii au ales să trăiască în afara Matrix-ului. Ia-o zo pasta, frate. A, runneri, adică noi suntem curieri, suntem jefuitori, mergem pe acoperișuri, suntem turbați, așa, am înțeles, și noi nu ne batem cu autoritățile, doar așa, suntem mai pașcunsele. Și timp de două decenii statutul a fost menținut. Dar lucrurile sunt pe cale să se schimbe. Ia o zonă. Mama. I'll run for you, Dogen. But Noah can't know. You owe me a lot of script, Faith. I expect you to deliver on your promise. Okay. Jesus. Mamă, cinematice. Deci asta am înțeles că e înainte de primul joc, nu-i după. Suntem în pușcărie acum, nu? Huh? As an employee, you are expected to perform at the top of your abilities. Last day. Whoa. I thought we'd keep you here forever, Leech. Work is rewarded. Maybe you'd like another 3 months. Ah, numai 3 luni a stat. It would be so easy. Personal freedom comes at a price. Come on, let's go. We got a full day. Ce nenorocită e și asta, mă. Society expects every employee to contribute to the corporation of their choice. Frate, mă duc. Ah, nu, un an. Sau mai chiar mai mult de un an. Nu știu, m-a pierdut. Deci să-și găsească de muncă în 14 zile. Just get me out of here. Ok. Leech. O, ce... ce univers! Dogen sends his best. Enjoy your freedom. Dogen? Ah, cred că așa aflăm cum a ajuns ea să fie un runner de ăsta, cred că. Da, mă, arată mai mișto orașul acum. Nu mai e tot așa alb, că m-a rupt la ochi. Bine, mai dă flash-urile astea acum, vă că. Încheiem. Ne-am conectat. Kruger. Da, mă, arată mult mai bine jocul. Încă se simte puțin că e vechiuț, pentru că se încarcă greu anumite chestii. Gen anumite texturi. Dacă o să uitați puțin mai încolo, unele texturi se încarcă destul de greu. Okay. Ok, acum de pe control ne dăm așa. Tot pe acolo. Ușa roșie. Hey, over here. Yo, cine mai ești ăsta? I'm Icarus. Noah sent me. You could be anyone. Well, you'll just have to trust me. Here, take this. I want to get off the streets. A boot link? But
Put it on. We need to get you connected and calibrated. I know no one's eager to talk to you. Oh, ne dă un HUD. What the hell? Come on, we need to get moving. Deci un fel de... What the fuck? Ah, there's something wrong with this. Fel de HUD. Am avem prea multe pe cap. Bro, dar oprește-le, n-ai bine odată. Mamă, ziceam eu de flash-urile alea. M-au rupt flash-urile alea. Oh, sorry, almost forgot. We have to cut your grid link. It's causing the interference. Is this what the employees see all the time? Yeah, I guess you're not reformed enough to enjoy it. I'm not reformed at all. There you go. You're off the grid. Now they know you're gone. Time to get off the ground. Oh, for fuck's sake. Bro, am fost eliberat de 2 secunde și deja facem probleme. Hold space. Mamă, ce sare. Get up there. Kasich will catch us both if we stick around. Shit. I'll go the other way, meet you up ahead. Ok, eu leacă mai smooth totul. Leacă mult mai smooth. Faith, are you there? Da. Oh, trebuie să sunt apăsat când picam. Oh? Oh, e un gardian, trebuie să vedem cum dăm cu el. Class Light Melee. Wait, rotiță? Mamă, cine se bate, mă, pe rotiță, e serios? Mamă, ce cinematic e făcut! Bă, dar de ce atacăm pe rotiță? Pick your way through the warehouse, cred că poate să mut webcam-ul partea de sus. Bine, mă, car că nu au pus sprint. Ok, click dreapta de spart ușa acum. Stai un pic, trebuie să dau puțin vocile mai tari. Se pare că sunt foarte încete și noi să ne mutăm sus. Save. Balance. Ok, coadă. Prea încerc să balansez, că e destul de balansată treaba. Oh, deci merge și așa. Da, e mult mai, mult mai nebun acum. E mult mai snappy, asta îmi place foarte tare. Dar trebuie să vedem oricum când o să facem misiune pe bune ce o să fie, că așa nu prea pot să-mi prezic nimic ca pe treaba asta. Nice, am crezut pentru secundă că o să cad. Nu m-am aranjat prea bine acolo. Oh, fuck. Bă, dar de ce click dreapta și rotiță și nu mai e click stânga? Ok, cred că am fov-ul puțin prea mare. Că mi se pare că nu ating cum trebuie chestia. Cred că o să dau fov-ul mai mic. Ești ți-a apăsat. Au! E mortă, la ce se mai faci? N-am făcut una cu bara. Oh, Icarus. I asked nicely, but he wouldn't step aside. And now they know you came this way. Like I had a choice. Sure, we need to clear out. Better take a different route to the Everdyne Tower. We'll split up again, keep them confused. Can you make it across to those pipes? Of course. Cut it. Good. Your B-Link should be calibrated by now and your runner's vision working. Just follow the red and I'll meet you at the tower. Let's go. Asta explică de ce vezi roșu ca și indicație. Okay.
Runner Vision. Ah, ca să știi unde să te duci. Nice. Wow. Holy fuck. Au, e mult mai mișto făcut și uite, reflexii și toate, deci care RTX aproape. Și că ieri l-au scos. Noah, I sent you on a different route to the tower. KSEC blocked the intersection. Okay, good. I'm working on a little something once you get there. Faith, you're headed for an office building under construction. It's a good place to shake them. Trebuie să ignorăm pe ăla? Nu! A mers așa. Aoleu, forță letală. Shit. Trebuie să mă folosesc cu leacă de peretele dacă nu merge altfel. Bă, zicea ceva că ăsta e fix Dying Light 2. Bă, nu știu ce zic, e o leacă mai bun ca Dying Light 2. Mamă, distanța a fost prea mare. Adică cel puțin parcurul e mult mai ok făcut decât în Dying Light 2. În Dying Light 2 te prindeai de orice prostie posibilă. Adică asta e mult mai ok. Hmm. Ce tare asta, doar așa ca să-ți păstrezi momentumul, știi? Oh. Nice! Oh, at least you got here before dawn. Who are you? Bine, mă! When did you join the Cabal? About a year ago. Well, I grew up with them. So how about you cut me some damn slack? You also got caught and caused a whole lot of trouble for Noah. Oh, whoops. You don't know what happened? I know enough. And I know that I'm faster and safer than you. Faith, are you at Orion yet? I'm here. It's a bit crowded with new guy and his ego. Knock it off, both of you. Look, we are out of options. The only way out is through the Everdyne Tower. But with KSEC there, you're gonna have to fight them. Icarus, upload the combat mod to Faith's meat link. All right, done. Good. Combat. Faith, use the mod to freshen up your fighting skills before you go on. Și că avem mai mult combat decât ce acum. Don't worry, Noah. I can do it. Ok. Trebuie să vedem dacă ce face click stânga ca și să schimb tastele. I can track your metrics from here, Faith. 3 lovituri. Alright, let's get started. Aaa, și să setezi. What? Aaa. Deci click stânga e în picior. Ah, into the railing. Ah, ce tare e asta acum. Da, e mult mai complicat acum combatul. De-aia e cu rotiță și cu ăsta așa. Mamă, ce combinații. E mult mai complicat. Nice kick. Mult mai complicat. Holy. That's right, Faith. Keep it up. Remember to use your surroundings when attacking. Da, m-am prins, deci să mă folosesc neapărat de mediu pe treaba asta. Stai, numele real al lui Faith? Read up on the Connors family history.
history and you'll get why, Icarus. Ok, deci aparent familia e destul de șmecheră, uite, asta nu știam de primul joc. Ok, e bine. Deci acum ar trebui să fiu pregătit. Ah, nice. Am mers mai bine decât mă așteptam. Oh, fuck. Bine acuși la tine, bro. Este aia care se pricep la parkour, parcă. Bro, ce mișto e. E cu mult peste primul Mirror's Edge. Și a scăpat și de toate chestiile nasoale. Bine, ce drept de când de când a apărut primul, îți dai seama că am apărut și alte jocuri care să îmbunătățească treaba asta cu parkour-ul. Oh, fuck. Mamă, ce terminatorul ăsta, mă? Mă, dar cinematicile au o problemă. Uite cum fac. Nu știu de la ce e asta. Dig up the body. I got better things to do. Yeah, she took out all of them. Send an EMT too while you're at it. I'm done here. Da, nu știu de la ce e asta. Să caut pe net. Dacă aveți voi vreo idee, puteți să o lăsați în comentarii, dar nu știu de la ce e cinematicele așa proaste. Sau care e cauza. Oh, ne întoarcem aici, aparent. Exact. Be watchful for that special unit in the future. Seems they've improved their combat training. Da, poate și eu pot să mă fac mai bun și să-i prind pe ăștia și să-i rezolv. S-ar putea să fie din cauza că am mai multe frame-uri și să-l limitez la 60, poate ar fi o opțiune. Nu știu, trebuie să caut gen shaky cinematic sau ceva de genul ăsta. Că trebuie să-i dau V5-ul pentru că V5-ul... Oh, uite, aici nu faci așa. Cine știe. Da, mă arată mult, mult mai forță, mă, acum. E insane diferența, bine, și faptul că au trecut aproape 8 ani de zile între unul e 2008 și unul e 2016 ăsta. Sau nu știu, nu știu exact era. Arată insane. Da, frate, admiram și eu. N-am voie să admir. Focus shield protects you from getting hurt in combat. Shift. Ah, to start running. Ok. Ah, deci așa pornești să accelerezi. What the hell. Interesant. Ai un fel de chestie, dar uite cum se încarcă acolo o bară jos. Ok, deja primim joburi. Da, o leacă confuz cu boost-ul ăsta așa puțin.
What the hell? Prieten noi. Ori asta ar trebui să fie în completă reinventare a jocului. Ia mă. A, dar sunt și cinematici de astea așa. Joacă pe asta? What's the beat? I heard some runner got out of juvie today. I heard she's eager to run. She's been gone a long time. Oh, she voice acting on it. I also heard she's sorry. Maybe she learned something while she was away. Maybe. I'm so sorry. You look older. Screw you. Nice place you got here. Yeah. Mind if I stay a while? I was hoping you would. Sper că nu sunt de vocea asta. Go talk to Birdman. He'll put you through your paces. New guy. Seems a bit uptight. Icarus? Mm-hmm. He's a good kid. He runs better than anyone. Than anyone? Go talk to Birdman, and we'll see. All right, I'll be here. Hmm. Okay. Dogan sent me a greeting. Yeah. We'll deal with him in time. All right. Now go. Okay, there's Dogan. Asta e ceva mare gadget de test să-l spargem. Mă, până acum este un improvement masiv. A, muzică. A, e Ghiru. Nomad brought them here just after you were caught. O, ce șmecherie și reflexii și toate alea. Upgrade-uri. Mamă, dă-te-n pana mea, movement. Oh my god, ăsta e mult mai complicat. Asta l-avem deja. Combat l-avem deja pe ăstea. Stamina, gear, beatmap, purchase. A, și acum putem să vedem harta. Mamă, nu spune că e free roaming în jocul ăsta, că mă sperii. Dar set as waypoint. Mamă. Mamă. Da, mi-a zberat ăla în cap. Oh, ce tare, bă, chiar e free roaming. Oh. Mamă, ochii mei. There you are. Henchwoman. What do you want? Oh, just a look at you. While you're still in one piece. Dogan expects prompt payment, you know. Ah, în fel de cămătar Dogan ăsta. Yes, he will. Now run along. Damn. Cam supi băieții mei aici. Bă, cred că trebuie să boostez dialogul și mai tare, că parcă se duc așa tare în spate cu sunetul. Dialog boost. Ce să zic? So my best friend is out of prison and she doesn't even come to visit? Nope. Hey, Nomad. How's it going? Way better now that you're out. And it just so happened that I could also use your help. Ah, classic. On my way to Birdman. Yeah, I heard. I say that geezer can wait, but it's your choice. Check your map. Mamă, pot să mă aleg unde să mă duc? Hai să văd dacă pot să-l pocnesc pe ăla. No, mergem aici și după aia. Așa e, cu misiuni secundare și toată aia cu upgrade-uri. Sună ceva de grinding nebun. Ok.
Nice, boys, noi o să ne auzim cu jocul ăsta data viitoare, pentru că vreau să ne oprim aici, că am vrut să văd așa mare parte cam cu ce se mănâncă și care sunt diferențele și sper că v-a apucat și vouă acest masiv upgrade față de jocul precedent, așa că știți foarte bine ce să curăm, uitați să dați like, subscribe și comment și ne auzim data viitoare, pa, pa!